încălzire înainte de a intra într-o foarte serioasă precum o asociație a profesioniștilor, propun să trecem prin câteva întrebări. Hai să vedem patru întrebări importante. Câți dintre voi au gestionat campanii de tipul SEO sau Google AdWords sau folosind alte instrumente de tipul pay-per-click? Și cât dintre voi a făcut-o pentru proiecte proprii? Care mai mulți? Ok. Iar pentru clienți? E bună audiență! Excelent. Și o întrebare și mai interesantă, cine are certificare de marketing online sau care să... Ce înseamnă certificare de marketing? Sunt 4 acum mai nou. Dă eu nu-ți una pe LinkedIn. Ce înseamnă certificare de... Orice certificare, precum studii făcute la facultate, universitate, un master, online, cursuri online, certificări de la Google sau de la alte entități, la alte organizații. Orice, dar să nu lucrează la certificări. Da, eu nu-s n-are, știm. Da, eu nu-s dă sâmbătă asta, că mi-am cumpărat examenul deja. Da, nu prea să aud boxele, nu? Vorbește mai tare. 2-10. Și mai aproape de... Cred că se aude suficient de... Da, e ok. Dar trebuie să vorbești în microfon ca să aude. Hai să vedem cum se prezintă lucrurile la nivel de mediu profesional în... în străinătate. Și apoi să trecem într-un context local. Sunt sigur că sunteți familiarizați cu Sempo, care este una dintre cele mai mari, poate chiar cea mai mare asociație sau organizație dedicată profesioniștilor în searching și marketing. Deși riscul e un pic cam mic, se poate observa din homepage-ul lor. Au câteva sute de membri din toată lumea. Membrii care sunt atât agenții, cât și freelancer. Și de asemenea sunt puternici susținători ai evenimentelor de search engine marketing, având ca parteneri brand-uri precum Google, Yahoo, Baidu. Ok, și dacă ar fi să reținem câteva lucruri importante de aici, cred că unul dintre ele ar fi acela, că asociația este dedicată tuturor celor care au o implicare în search engine marketing, atât profesioniști cât și specialiști de comunicare care s-au lovit de astfel de probleme. Deci nu trebuie să fie neapărat practicieni. Te părești? Te mânca adormiți. Atunci să mergem la asociații ceva mai mici și mai bine conturate și avem aici un screenshot al paginii web pentru Asociația Profesioniștilor în Search Engine Marketing din Polsa. Am inclus și misiunea lor. Este destul de bine punctată. Informare și educare pentru business-uri de orice natură privind beneficiile search engine marketing. Sigur, s-ar putea spune foarte ușor că fiind foarte vestici, au aspirații înalte și n-ar putea fi aplicate către europeni. Hai să vedem totuși care sunt lucrurile importante. În primul rând, beneficii pentru membri.
organizează destul de frecvent programe de educare, de networking, dar sesiuni care se adresează membrilor și au mai multe nivele de membership, atât pentru începători, cât și pentru profesioniști. Iar prin aceste sesiuni... Am o întrebare ca să intervin așa un pic. Adică ei ce fac? Fac educație efectiv sau cum? Fac programe gratuite de educare a... Nu, te explicăm mai mult un pic despre cum se desfășoară ei. Adică sunt cursuri gratuite pe care le fac, la care toți oamenii pot adera, toți cei interesați, sau cum? Cum fac? E o întrebare foarte bună, mulțumesc. Sunt câteva aspecte aici și am putea începe cu ce se întâmplă pentru membri și pentru juniori, în sensul în care iau programe de introducere în search engine marketing. Programe care sunt susținute de profesioniștii ce fac parte din asociație, dar și de către specialiști internaționali. Apoi, există programe care ajută la creșterea nivelului profesional, ca aici și Puletul, Professional Development. Și, cred eu, cel mai important pentru Business Development sunt sesiunile de networking, în care ai discuții libere de la profesionist la business owner. Să înțeleg că poți găsi și clienți în întâlnirile astea de networking. Exact, exact. Sau dezvolta relații cu alți oameni care îți pot recomanda clienți, nu? Deci e bun și pentru lucrul ăsta, nu? Uite, exact despre chestiunea asta am inclus mai jos un citat de pe website-ul lor. Pentru că asociația se adresează în primul rând profesioniștilor, dar îi primește cu căldură și pe cei din comunitatea de business. Și asta pentru că este destul de clar acolo. Tot ce înseamnă search engine marketing reprezintă instrumente mult mai eficiente decât publicitatea tradițională. Și comunitatea locală este susținută în a le folosi, astfel încât ei sunt primiți ca și membri. Și beneficiile sunt clare. Dacă citim acolo pe ultimul rând, nu numai că îți crești vânzările, dar îți poți crește și profitul ca și companie. Iar aportul unei întregi comunități de specialiști de search engine marketing, pentru tine ca și companie, e o valoare certă. Vreți să mai discutăm pe asociația asta? E ok, interesant că apare și în România. Zine mai mult despre ce se întâmplă în România. Construim, ne apropiem, ușor, ușor. Hai să facem o scurtă pauză de la asociații, să ne uităm la ce se întâmplă aici, Văca, la nivel de vânzări. Și cu toți am trecut prin prezentări cu clienți de diferite tipuri de campanii, de la campanii Google Ads la campanii SEO. Și eu am numărat vreo 6 profesioniști aici care au făcut și pentru clienți. Hai să ne oprim la fiecare să ne spună câteva opinii privind obiecțiile pe care le-au primit ei în ultima vreme de la clienți. Cu cine? Sau de? Bun. Clienții sunt foarte debusolați în ceea ce privește partea de SEO. În primul rând, nu înțeleg la ce folosește, ce înseamnă, se creează confuzii între AdWords, optimizare organică, se doresc întotdeauna garanții de gen ok, dar sunt primul pe Google sau al doilea sau al treilea. Sunt foarte multe obiecții. Trebuie, bineînțeles, datoria unui vânzător este să le argumenteze foarte bine și să explice ce înseamnă. Dar ele pot fi înlăturate prin educarea pieței. Și asta facem, consider că facem prea bun. Pentru că trebuie accentuată nevoia astfel de acestor campanii
care este returul care se întoarce către ei și atunci mare parte din obiecții vor fi înlăturate. Însă, fără educare, atenției, vânzătorii au foarte mult de lucru. Pe de altă parte, partea asta de semn este tratată ca un fel de, nu știu, moft, bonus. Chiar și în momentul în care vin către tine, tot trebuie să justifici foarte mult ce înseamnă partea de semn, de ce ar avea nevoie și nu e ok, e normal. În mod normal, ea trebuie să zică, uite, vin la tine, dă-mi oferta. În realitate, eu stau în medie cam 4-5 ore la întâlnire pentru a argumenta și a explica ce e o fertilizare organică, la ce folosește. Foarte mari probleme sunt la noi, ocupă și partea de creare de site. Și foarte mari probleme sunt la implementarea optimizărilor în site, unde 99% din platforme nu sunt pe format SEO. Și aici mi se pare mai grav. Deci, în primul rând, cei care sunt în branșă, în momentul în care vând un site sau realizează un site, trebuie să se asigure că, mai ales când e cu parte de CMS, să se asigure că se pot implementa foarte ușor optimizări în site. Pentru că astfel costurile clientului cresc foarte mult. Dacă nu ai unde să implementezi optimizările, te-ai blocat. În momentul acela trebuie să dezvolți platforma. Ca să dezvolți platforma înseamnă costuri foarte mari pentru clienți. Și nu e ok. Deci, majoritatea, și vina, mă rog, nu e într-un fel a clienților, sau nu e vorba că are cineva o vină, dar trebuie să educăm atât pe cei din branșa noastră, cât și pe clienți, astfel încât când se furnizează niște servicii de creare de site, de acolo se pornește, să fie realizat la conform standardelor. Și când zici standard, te referi la să fie deja optimizat sau să fie scris cu tabele, cu div-uri, nu cu tabele? Să permită, adică reguli de bun simț. Adică reguli de bun simț. Și mai ales o mare problemă e la magazinele virtuale, unde chiar n-ai dacă la un site. Online, zi magazin online, când încerc că nu s-a luat. Online, așa. El zice că nimic nu e virtual. Și da, și atunci e foarte mult de lucru în educarea fiecare. Acum nu vreau să monopolizez, deci dau mai departe microfonul. Eu cred că cea mai mare obiecție e atunci când vrei să plătești. Pentru că fiind vorba de un serviciu, nu se vede exact pe ce se dă banul. Adică dacă eu îi spun plătește-mi serviciul că ajungi, nici măcar nu trebuie să dăm garanții, pentru că nu cred că cineva care lucrează în domeniu a putut să garanteze cuiva că o să ajungă primul pe Google. Și atunci, fără garanții, nu promiți nimic, dar totuși vrei bani. Vreau să am o adăugire aici la ce zici tu. Am fost la un seminar la Paul Garrison, la CU Business School săptămâna trecută. Și, de fapt, săptămâna asta care s-a încheiat și spunea și acolo și că doar 10% din consumatori aleg bazându-se pe preț. Deci prețul nu e chiar un motiv pentru care ei zic nu. Mai mult este mai degrabă faptul că nu-l cunosc. Și de aici probabil nu vor să dea bani, pentru că dacă ei nu vor să dea bani pe ceva pe care nu-l cunosc. Și acum, nu știu dacă... Eu mai degrabă m-aș gândi să-i desfințez mitul că vreau să fiu primul pe Google prin de rezultatele organice și să-i zic orice altceva, nu știu, să găsim care sunt de fapt obiectivele lui, decât să mă justific la nivel de preț că, doamne... Dar nu e vorba, am zis care e cea mai mare obiecție, nu am zis ce facem noi după că dăm obiecțiile. Asta e cea mai mare, o simți cel mai mult. Faptul că trebuie să plătească ceva care... despre care nu știe foarte multe lucruri și pentru care nu are nicio garanție că așa o să se întâmple. Adică nu e ca și când am cumpărat mouse-ul ăsta, l-am luat, iar meu, gata, l-am plătit, asta e. Da, nu e palpabil. Okay. Da. Dă-i Adrian, dă-i Adrian. Salut, bine v-am regăsit, sunt Adriana. Sunt puțin răcită și cred că o să mă văd ce mai...
Pentru mine, clienții, de fapt, se împart în două mari categorii. Cei care vor și cei care nu știu. Și automat nu vor. Pe cei care nu vor, nu prea îi contactez, adică nu mă interesează. Pentru că trebuie să pierd foarte mult timp pentru educarea lor. Și de aceea am considerat că ideea de asociație și ideea, unul dintre obiectivele acestei, care este, mă rog, educarea clienților, este binevenită. Iar cei care vor și știu despre ce este vorba, la ei e ceva mai simplu. Pentru că cred că aici este oarecum și vina celor care vând online în momentul de față. Un vânzător trebuie să meargă la client și să știe tot ce înseamnă business-ul, să-l cunoască cu adevărat. Te duci și întrebi, doamne, ce faci, ce vrei să faci, care este business-ul, explică-mi și mie care sunt potențialitățile. Pentru că de acolo tu poți să-i dai o idee și poți să-l faci să înțeleagă că ce îi dai tu și așa mai departe. Este foarte bine, foarte bun pentru el, oferta ta este bună. Și nu o să mai apară acest obstacol că, vai, ce preț îmi dai. Nu, îmi dau un preț pentru că împreună cu mine de obțin acel profit care de fapt te interesează. Asta e problema. Vreau să aștept. Dacă mai sunt insight-ul de... Eu vreau să spun că sunt de acord cu ce s-a spus până acum. Și aș adăuga că clienții au oarecare reticență să facă ei unii lucruri. De exemplu, e nevoie la unele site-uri, la majoritatea site-urilor, ca un client să vină conținut nou, să pună știri, să pună noi articole, să-și adăuge noi produse, să actualizeze ce nu mai e, ce e vechi și trebuie actualizat. Și sunt astfel care nu depind de mine, pentru că poate n-aș putea să scriu un client despre stomatologie, de exemplu. Și clientul nu scrie, nu angajează pe cineva care să scrie, site-ul rămâne neactualizat și trebuie să-i fac SEO. Și s-a blocat. S-a blocat acolo. Da, s-a blocat. Ok, hai să mai vedem pe două, trei opinii. Da. Să schimb un pic vectorul discuției. Cred că la noi clienții neogen au puțin alte întrebări. Nu sunt sigur, dar bănesc că principala întrebare este de ce să fac la neogen și nu la Google. Deci, la referința față de liderul pieței este întrebarea principală. Și bănuiesc că răspunsul este că în timp ce la Google e vorba de intenția de cumpărare, omul deja caută ceva, probabil, când vede reclama ta. Rețele sociale e mai curând de vorba de discovery. Deci omul nu caută nimic, omul stă și se socializează și brusc vede, mă uitam acum ce reclame avem pe site, convers la minus 55% prețul. Și zice, hai să încerc acum. Deci cred că aceste două sunt, aceasta este principal deosebire între Google și rețele sociale. În timp ce la Google vorbim de intenția de cumpărare finalizată, clară, la Neogen, Facebook, vorbim de produse pe care nu le cauți neapărat, dar dacă vezi o ofertă interesantă, targetată pe demografia ta, s-ar putea să dai click pe. Dacă stau mai departe, o să fie mai bine. Și dacă am văzut atât de multe obiecții, poate aș mai adăuga și eu măcar una. De exemplu, eu dintr-o discuție cu un client, pentru o campanie Google AdWords, deși s-au adus la cunoștință anumite termene cu care să ajungem la niște rezultate rezonabile în perspectiva noastră ca agenție, la ținut morții se includă în contract cifre clare pentru primele două săptămâni. Și nu de trafic, ci de clienți. Și nu numai de clienți, ci și de venit pe client. Wow. Ce-ai semnat? Nu. Și sigur, după o discuție de aproape 40 de minute la telefon, am ajuns la niște lucruri rezonabile pentru o campanie. Și eu cred că este foarte important ca într-o întâlnire de vânzări să
sincronizezi așteptările. Pentru că este de cele mai multe ori un mediu foarte nou pentru client și aude din stânga, din dreapta la televizor că este un mediu foarte eficient. Se așteaptă să ajungă la o întâlnire cu un magician, să-i pună un jobden pe masă și să-i pună să gândească la ceva, la un iepuraș alt, să-l scoate și dacă este tot. Să-i dau să meneze contractul și să îndeplinesc dorință. Trebuie foarte bine așezate așteptările clientului și aici încă sigur și discuțiile cu obiectivul de mai devreme. Vrei tu să mai printezi ceva? Da, vreau să spun apropo de campania lor. Am un client, ne-am adus vizite pe site, ne-am adus și ne spune că nu sună lume. În momentul de față, el are prețurile duble față de toți concurenții. Nu ce facem cu acei clienți, care nu vrea să scadă prețurile, eu am o prețină de Sibiu. Păi nu mai vinde preț atunci, vinde altceva. Deci el are... Nu știe mai de unde să știe. Și are... I-am zis să scadă prețurile, că nu vrea. Că are campaniaturi și chiar duce clienți. Suntem singurii emoționale. Producători de mobile care livrează scaunele într-o oră. Costă dublu, dar livrăm repede. Asta-i de vis. Clientul ăla banal, vă spun eu. Nu cred. Cred să fie la final. Sunt prea puțin. Decizia să fie luată emoțional, nu rațional pe preț. Dacă s-a luat rațional, atunci ne batem în prețuri. Să vă mulțumim la China. O să dea minus 50%. Uite, de exemplu, Apple vinde beneficii emoționale, nu beneficii funcționale. Eu mă aud destul de tare când vorbesc, e suficient. Apple, de-a lungul timpului, ce a făcut? A scos un device în care puteai să pui, nu să conecta, nu era compatibil cu niciun alt device, trebuia să ai un adaptor special. Nu puteai să pui decât, nu puteai să pui nicio informație pe device-ul ăsta decât dacă îl conectai printr-un software special. Nu puteai să... Și asta e un resurs, asta o am de la o prezentare la cineva care vinde, începe un sistem de promovare pentru bloguri cu niște bannere mici de 125-125. Ideea, concluzia este că ăla este iPod-ul, știi? Așa a început. Și ei au putut să pună 1000 de melodii în buzunarul tău, lucru care nu putea să se întâmple înainte, știi? Și ei au vândut, practic, beneficiu emoțional, nu beneficiu funcțional. Deci, ar putea clientul tău să meargă pe a transforma, a crea o poveste în jurul mobilei. Este mobila care îți dă nu știu ce confort. De exemplu, Stonefly. Stonefly... Mulțumesc. Dar, o să avem și o sesiune de analiză literală a campaniilor, sunt sigur. Spuneam că am avut obiecții. Hai să vedem și niște chestii pozitive, pentru că se întâmplă și în campanii. Două cuvinte de la fiecare producător. Da, ei apreciază, bineînțeles, că totul din campaniile AdWords, cât și din campaniile organice. Păi de altă parte, eu am mai observat așa o mică problemă, în sensul că dacă ai un retur foarte mare la AdWords, se creează o dependență și e foarte greu să-l mai aduci spre parte de optimizare organică. Am văzut în foarte multe cazuri. Da. Nu asta e important. Asta pentru că e mai eficient decât organic, da, la anumite momente. Da, anumit, depinde de obiectivele pe care are respectivul client. Poți să ne dea un citat de apreciere? Bună ziua, sunt clientul X și m-am făcut să vă spun... Nu, așa ceva nu există. S-a întâmplat când ales în perioada asta de criză, datorită unei campanii AdWords, un dezvoltator imobiliar a reușit să-și vândă apartamentele care erau destul de scumpe. Și atunci... Da, a recunoscut și... A recunoscut, da. Cum e treaba? 99% nu le puțin jen, așa să spună. Da, ești cel mai bun. Dar în continuare vine, plătește, face campanii. Ok, da. Pe de altă parte, ei ne recomandă, ceea ce mi se pare cel mai mare bonus, să spunem. În momentul în care ai un referral mai mulți, sau în momentul în care un client mulțumit
ți-aduce încă 10 prospecti sau liduri, deja e un mare plus. Nu mai trebuie să mai spună nimic, wow, ce tare ești. În momentul în care te-a recomandat datorită muncii tale, e suficient. Dă-i Adriane, Adrian. Un citat de apreciere. Eu am avut mai multe, nu, că vă le-am, mai ales în ultimul timp. O să vă povestesc puțin despre un client care a vândut și-a vândut un serviciu de-a lui pe Twitter. Și povestea e următoarea, tipul face încălzire prin patroseală, curent electric. Și eu nu am vândut doar AdWords, pentru că mi se părea, nu știu, hai să încercăm puțin social e-commerce și atunci hai să ne calificăm puțin pe Twitter, hai să mergem puțin pe alte, mă rog, rețele de socializare, să vedem cum și ce feedback avem. A fost pur și simplu un experiment. Și în prima săptămână când am început campania pentru Twitter for Business, am avut o vânzare de acolo. De fapt, l-a contactat cineva și așa mai departe, restul nu mi l-a spus. Mi-a mulțumit. Relația mea cu clienții e una mai specială, ca să spun așa, la modul că vreau să-i cunosc, vreau să cunosc tot ce fac. Și încerc să descoper împreună cu ei cum aș putea să-i ajut să facă mai multe vânzări sau să aibă mai multe lideri din campania creată. Cam atât. Ceva aprecieri de la client? Eu nu vorbesc de cu clienții, scuze, nu știu. Deci avem, desigur, că avem numai citate, avem și bonusuri. Adică am avut un client care ne-a dat bani în plus, pur și simplu. A fost Orange Moldova. După o campanie a spus, am făcut mai mulți bani din SMS-uri, deci pe lângă branding și ce, am făcut mai mulți bani din SMS-uri decât v-am plătit vouă. Haideți să vă mai dăm niște bani. Eu zic că ăsta e cel mai bun feedback, știi? Adică când vine client, mai dă niște bani în plus și că ia de colea. Pentru tine. Olivia vrea să zică și el. I-am făcut unui client un review și mi-a zis că i-a plăcut foarte mult review și a specificat un lucru care mi-a tras atenția la de ce să dă puțin feedback. Mi-a zis așa, sper că acest lucru nu se va reflecta în prețul pe care îl încep pentru review. Da. Acum n-am mai filmat, era un mix. Mai sunt alte păreri de aprecieri pe care le-ați primit de la client? Bună ziua, Laura Toma Goitate. O apreciere sau un tras de urechi, ceva de genul, băi, ce se întâmplă cu campania, nu mai îmi sună telefonul. Ok. Da. Ia mingele. Abia atunci simțit. Da. Da. Am și eu un citat de la un client. E bine, foarte bine. Și merge ce face să fie... E ok. Cred că clienții au o problemă cu... externalizarea sentimentelor, nu așa este. Nu, dar așa e. Dacă te laudă, o să se gândească... Eu cred că ai de-a face și foarte mult și cu tracking-ul și cu analiza cuantificabilă a rezultatelor. Dacă nu știu și nu le cuantifică ei, gândesc oarecum că e subiectiv analiza ta. De exemplu, dacă tu spui, păi da, dar eu văd aici, am pus codul de conversie pe cât ți-au trimis cerere către tine. Da, dar poate el are un sistem prost de prelucrare a lead-urilor la capătul celălalt. Și el și atunci el se uită la final, se uită la cât de... Cum că v-am trimis 10, da? Eu am avut un client ăsta apropo de încălzire în pardoseală, că mi-a adus aminte. Poți să faci ceva să semneze mai mult, că mi-ați neagă cât unul. Nu, mă îndoiesc, nu știu. Deci, clientul ăsta avusese 7 lead-uri în 2 zile pe încălzire în pardoseală, care înseamnă lucrări foarte mari. Da. Și el a spus că
da, s-au finalizat două, dar n-am primit decât trei sau ceva de genul ăsta. Și la momentul ăla a zis, păi ok, domnule, dar lui de aici mi-a par mie trimise, știi? Și făcusem altceva, lui trimisesem, făcusem o adresă specială, care, adică aveam dovada faptului că trimisese și-a primit. Mulțumim, mulțumim. Hai că-l cunosc, văd că da. Ok. Mergem mai departe și ajungem la o organizație mult mai aproape de noi. Deja am traversat oceanul. E vorba despre divizia de Search Engine Marketing a Asociației de Marketing Online din Germania. Și iată cum se prezintă ei. Încep foarte frumos în partea stângă cu două badge-uri. Două badge-uri care certifică specialiștii în SEO și respectiv Search Engine Marketing. La ei lucrurile sunt tratate un pic diferit. Ce pot să vă spun, și aici chiar pot să vă spun încă detalii, pentru că i-am vizitat acum 4 luni, nu, 6 luni, și din cei listate acolo jos am vorbit cam cu 5 companii. Mühlen, Köln, Nürnberg, am vorbit cu, de exemplu, cu Explido. Lucrurile sunt, sigur, ceva mai avansate din punct de vedere tehnic, asta puteam să vorbim, și din punct de vedere al pieței, pentru că în Germania este o piață de 1,2 miliarde de euro buget AdWords. Iar câteva din agențiile prezente acolo sunt implicate și în campanii europene, ba chiar mondiale. De exemplu, prima agenție din stânga sus gestionează contul Apple de Google Ads la nivel mondial. A doua agenție din prima coloană este o agenție ce gestionează, am rămas chiar surprins, conturi AdWords care au și 100.000 de euro pe lună. Deci, sigur, e un alt nivel și poate nu ar trebui să facem o comparație directă. Ce trebuie să reținem însă de aici, zic eu că ar fi în modul în care îi se organizează ca industrie și cum răspund la obiecțiile și provocările pe care le-am auzit mai devreme, pentru că le-au și ei. Și m-am întâlnit cu oameni de vânzări care vindeau SEO și AdWords și inițial am crezut că e un director de vânzări care pur și simplu coordonează echipa, dar era o doamnă la 42-45 de ani care îți vorbea fără nicio problemă despre elementele unei campanii SEO. Să pun un pic tot de lucru chestia asta. Ce e de reținut din asociația lor? O asociație care cuprinde undeva la 25 de jucători din piață ca și agenții, dar și freelancer. Deci numai agenții sunt 25-30. Ei acceptă în asociație numai profesioniști. Este o asociație dedicată celor care se ocupă efectiv de astfel de campanii, pe deosebire de cealaltă asociație care îmbrățișa prezența tuturor oamenilor de comunicare, indiferent dacă practicau sau nu astfel de campanii. Așadar, ca să te înscrii, acolo ar trebui să ai obiectivele măcar 3 ani, să poți plăti un abonament anual de 4.000 de euro. Ok. Și să ai o abordare white hat în campanie, adică să respecti regulile Google. Și ce mi s-a părut mie interesant este că au și evenimente, precum o competiție anuală în care se premiază cea mai bună campanie sau best usage of search engine marketing și agenția anului respectiv. Pentru a duce numele mai departe, membrii folosesc
aceste badge-uri care sunt primite, fie ca și câștigători în cadrul competiției anuale, fie ca și membri. Și aceste badge-uri, vreau să vă spun că sunt și pe cărți de vizită, și în agenții, și pe site, peste tot. Pentru că, deși vorbim de Germania, au și destul de mulți jucători în piață care nu sunt tocmai ok. De exemplu, firme de SEO care vând blana ursului în pădure, adică apelează prin call center-ul propriu client, semnează contracte, încasează bani și dispar. Și încasează mii sau vezi de mii. Și revine anul viitor cu alt nume, în aceiași clienți. Vă amintiți, nu, știu că ați făcut o campanie SEO, da, da, am lucrat cu firma X, dar n-am mers deloc bine, n-am mai auzit de ei. Noi suntem Y, suntem mult mai buni ca firma X, n-am auzit de ei, că nu sunt ok, dar noi sigur o să facem treabă, dați-ne bani și o să vedeți că nu o să vă pară. Mai mulți bani. Eventual mai mulți bani. Și am aflat că sunt clienți care au dat de 2 sau de 3 ori bani în sensul ăsta. Bine, dar nu intri și ok. Deci, am un motiv în plus să se diferențieze de jucătorii care sunt mai puțin ochit în piață. Și, sigur, minți de păduri folosători și la noi, în România, sunt fără să dăm nimeni și mă bucur pe mine nimeni aici. Modul lor de conducere este relativ simplu. Sunt trei oameni între echipa de conducere și pur și simplu cei care sunt prezenți în asociație se conduc. Este o asociație constituită de profesioniști, în primul rând, pentru profesioniști. Întrebări aici? Ok. Și ajungem și la asociația din România de Search Engine Marketing, sau pe scurt SEMrom, care își propune câteva lucruri interesante. Aici am punctat 3. Primul ar fi că va reprezenta un hub specializat de resurse de Search Engine Marketing la nivel național. Asta înseamnă că va exista un pool de know-how și de specialiști care va ajuta la creșterea industriei prin acest schimb de know-how și, dacă vreți, întâlnirea de astăzi reprezintă exact o astfel de resurse. Pentru că ne consultăm pe obiecții, pe întâlniri de vânzări și pe strategii de search engine marketing până la urmă. Una dintre obiecțiile pe care a fost amintită mai devreme a fost legată de credibilitate și de garanție. Se vine asociată și propune să ofere o certificare celor care sunt membri, asta pe baza experienței, pe baza unor criterii obiective. Și asociația vizează atât freelancer, cât și companii care au un interes și se ocupă de astfel de campanii. Ultimul slide și poate cel mai important, de ce să aplici, de ce să te înscrii la o astfel de asociație? Pentru că o să ai parte de dezvoltare profesională, pentru că o să participi la evenimente de networking și pentru că asociația o să aducă specialiști din afară care să dezvolte piața, atât pe zona de clienți, cât și pe zona de profesioniști. Până la urmă, asta înseamnă pentru cei de aici în sală, pentru profesioniști, care sunt clienți. Dacă aveți întrebări,